Bună dimineața, dragi români! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România mea frumoasă! 1 decembrie este nu doar Ziua Națională a României, este un omagiu adus celor care au înfăptuit unirea în 1918. Acest act a fost posibil de aceea că Pastarabia, la 27 martie 1918, a făcut primul pas și a revenit acasă. A urmat apoi Bucovina și Transilvania. Așa am creat România Mare. Toată suflarea românească sărbătorește această zi la Alba Iulia. Alianța pentru Unirea Românilor, de la Constituire, an de an, este prezentă în cetatea de la Alba Iulia. Suntem prezenți cu activități patriotice. Anul acesta, Alianța pentru Unirea Românilor a organizat și Trenul Unirii. Trenul Unirii a pornit la 0000 din Gara de Nord de la București spre Alba Iulia, într-un tren vopsit tot în tricolor, înfășurat în tricolor, cu cântece patriotice, într-un eveniment festiv. Toți acei călători au simțit că participă și ei la un eveniment istoric. Sosirea festivă a avut loc la ora 8 dimineața în gara de la Alba Iulia. Acolo mii de patrioți au scandat: trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Apoi, în marș, am pornit spre cetate. Am fost mulți, peste 20.000 de patrioți. Toți am strigat în unison: Basarabia e România. Suntem mulți, suntem frumoși, frumoși la chip, frumoși la suflet, așa cum este românul. Alianța pentru Unirea Românilor a participat la ora 12 la rugăciunea de binecuvântare a românilor, de prosperitate a României Mari. Apoi și-a continuat activitățile politice. A făcut totalurile celor 4 ani de activitate. A decorat persoane care au contribuit la făurirea și menținerea românismului. Pentru aceste persoane au fost desemnate ordine și medalii de excelență. Ordinul Crucea Libertății, Flăcăra Unirii, Crucea Sfântul Gheorghe, medalia de excelență Gabriel Constantinescu, Ecaterina Râzea și Straja Cetății. Cu un astfel de ordin, de Flacăra Unirii, a fost decorat și basarabeanul nostru, unionistul nostru drag, Adrian Balică, care îl avem spre bucuria noastră lângă noi, precum și scriitoarea Margareta Cemrtan, persoană care de la 6 ani a fost deportată în Siberia, care a trecut cu brio de toate greutățile din acel calvar, a făcut față tuturor celor lupte cu comunismul, a scris cărți despre lupta și păstrarea românismului în Basarabia. Și ea s-a învrednicit de titluri, de merite, pentru că, într-adevăr, aceste personalități sunt apreciate de toți patrioții și de Alianța pentru Unirea Românilor. Am să rog pe domnul Adrian Balică să ne povestească ce a simțit dumnealui în momentul în care a fost desemnat ambasadorul Unirii, deci a primit ordinul Flacăra Unirii, să ne vorbească despre munca care stă în spatele acestui ordin, despre mândria lui de a fi român. Vă rog, domnul Adrian. Mulțumesc! Este o onoare foarte mare și eu vreau să vă spun că ăsta e cel mai puțin socot că eu am contribuit. Meritul este a celor care țin mult la pământul nostru drag. În câteva cuvinte, eu sunt născut în Chișină și de 78 de ani, tot timpul, inima mi-a bătut tot ce este românesc, am simțit foarte aproape. Iată că am avut ocazia în 2015 să fiu acceptat în marșul Ștefan cel Mare de la 5 iulie, 12 iulie,
pe jos de la Chișinău la Iași. L-am făcut și de acolo la București cu trenul Unirii și acolo am fost în Palatul Cotroceni. Și apoi, când se vorbea că va fi un marș mai serios, peste 3 ani, în 2018, necătând la vârstă, dar eu nici nu prea sunt vârsta nici acum, m-am încadrat și chiar m-am bucurat că am fost acceptat. Și, mulțumesc Domnului, totul cu bine, în 2 luni, peste 1000 de kilometri pe jos, cu tricolorul de Grătiești, m-am întors în Chișinău. Tot de la primul moment, chiar ajungând pe jos la Iași, apoi la București, tot timpul vedeam pe George Simion, bun organizator, și chiar simțeam în el bărbat de nădejde. Și om al cuvântului. Și s-a întărit mai mult, mergând cu el alături multe etape, în timp de 2 luni pe jos, toată România. S-a întărit acest gând. Eu, să vă spun sincer, mă invita doamna Maria Saharneanu la Vocea Basarabiei și ea tot timpul se mira. Cum dumneata, iată, născut din 45, au venit rusismul și așa, și mari greutăți, dar sunteți în așa mod înflăcărat, iubitor de tot ce este românești. Eu îi lămuream că pur și simplu când mă adormeam mică de un anișor, 2-3 anișori, la mine suna cânticul: de ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Deci așa o romanță adâncă cu care eu și-am început și să vorbesc și să trăiesc în viață și până acum îmi sună și într-adevăr alegând ce-i frumos, desigur că românescu incomparabil cu ce ne băga pe gât rusescu. Iată de aceea, până în prezent, eu sunt soldat al echipei care are grijă, cum a spus Nicolae Sulac, aveți grijă de pământul nostru drag. Dacă, și eu am observat, dacă cu suflet te atârni față cu dragoste de pământul care tu te-ai născut și vrei binele, să știi că vine și cu asta, bine observate, și sănătatea, și vine și stare de bine. Eu sunt bucuros că am contribuit totuși cât am putut la alegerile precedente, dar promit, fiindcă socotcă face, că nu văd alte șanse, propuneri, alte ocazii, dar Aurul și George Simion și echipa totuși e mai consecventă, deci e foarte important în politică, consecventă în aceea ca să apropiem malurile. Doamne ajută! Domnul Adrian, ne-am emoționat, cred că, pe mulți, inclusiv și pe mine, pentru că nu am cunoscut faptul că dumnealui a parcurs și marșul până la Iași. Toată recunoștința mea, domnul Adrian, multă sănătate și, într-adevăr, să fiți mereu cu noi în echipă, să readucem acasă România Mare. Țin să vă mai comunic că, de fapt, la Alba Iulia, 3 zile a durat festivitatea. Deci Aurul, după această frumoasă manifestare, deci după aprecierea persoanelor, indiferent de partea politică sau culoarea politică, sunt susținători sau nu sunt susținători Aur, deci Alianța pentru Unirea Românilor a dat apreciere persoanelor care luptă pentru dăinuirea neamului românesc. Apoi și-a continuat congresul. La acest congres și-a făcut totalurile celor 4 ani de activitate, au făcut analiza celor care au avut loc să se desfășoare și au stabilit noi obiective. Noi obiective în care ne regăsim pentru a readuce în poziția de primă țară România, perspective pentru reunificare,
perspective de apărare a tot ce este românesc, de promovarea producției autohtone, a agroturismului și toate celelalte care le găsiți în cele 15 puncte de redresare a României. Ulterior și-a promovat și candidații la europarlamentare, la Alba Iulia. Această etapă se face în fiecare județ. Oamenii trebuie să-și cunoască persoanele care vor să ajungă în Consiliul European, să știe pe cine promovează, pentru că de acolo se va începe politica europeană care va ajunge și în România. Trimitem oameni de calitate, vom avea decizii de calitate. Totodată aș vrea să vă amintesc că lucrurile sunt frumoase, dar în spate este un pericol enorm. La 26 noiembrie, în clădirea Sfatului Țării, pentru a comemora prima ședință a Sfatului Țării din 21 noiembrie 1918, s-a desfășurat conferința României la răscrucea istoriei. Aici, senatorul Claudiu Târziu, precum și domnul deputat Chelaru, au vorbit despre cele patru elemente a românismului: familia, națiunea, libertatea și credința, dar și despre pericolul globalismului care se extinde ca o caracatiță și vrea să distrugă normalitatea. Noi vă asigurăm că nu vor reuși. Românul s-a născut în credință, s-a născut român, este proprietar unic a acestui pământ frumos, România Mare, și împreună prin unitate vom izbăvi România de aceste pericole. Vreau să amintesc că Mihai Viteazul spunea sute de ani în urmă că noi, românii, am putea să dominăm continentul, dar suntem preocupați cu lupta dintre noi. Cu această ocazie vreau să vă îndemn să lăsăm orgoliile, să lăsăm frustrările și să facem o unitate națională. Avem un bun început. Haideți să creștem această mișcare națională, să revenim acasă în România Mare, la țara noastră, să ne identificăm întotdeauna ca români și să nu fim blamați sau huiduiți atunci când rugăm să ni se vorbească în limba română pe pământul românesc. Aur este o forță. Vă așteptăm. Hai în aur! Și până atunci, toate cele bune și multă sănătate! La mulți ani, România! La mulți ani!